floricele și cu aplauzele voastre, stimați astăzi, vă rog să vă mulțumim aceate. Și am o întrebare. Cine v-a adus la dumneavoastră în ogradă? Cunoașteți? Cum? Cum credeți? Dar cum credeți? Așa, spuneți câteva nume. Participați. Așa, nu-i de la feciori, acum eu dau citire poezie și vă veți da seama, cred că din primele, v-ați dat seama deja, așa? Astăzi e o zi specială, o zi în care noi sărbătorim nu doar anii care i-ai adăugat cu migală, ci și toate momentele pe care am avut norocul să le trăim. Pentru noi ești mai mult decât o soră sau mătușă. Ești sufletul nostru cald, lumina ce ne-a călăuzit, pașii noștri în viață, începutul, ești mângâierea noastră, brațele deschise în care mereu alinare am găsit. Ai fost alături de noi în fiecare moment, oferindu-ne sprijinul tău necondiționat și dragostea ta fără margini pe care o simțim și în prezent. Îți mulțumim pentru toată grija care ne-ai purtat. Ne amintim cu drag de-a noastră copilărie, de râsetele împărțite, de povești la gura sobei spuse și de fiecare îmbrățișare care ne-a făcut să ne simțim în siguranță și iubire. Ne amintim desigur și de toate șotiile noastre ascunse. Acum când ne-am făcut mari, deja mai mari, ne dăm seama că toate aceste momente ne-au format și ne-au făcut să fim tari, să facem față obstacolelor în viață prezente. La cei 60 de ani ai tăi, frumusețea ta interioară strălucește mai tare decât vrei, ești ca o floricică rară, ești ca o stea ce ne ghidează, iar lumina ta se reflectă în fiecare dintre noi. Ne-ai învățat ce înseamnă generozitatea, curajul și bunătatea mulțită la doi. Pentru toate acestea, din suflet îți mulțumim și din toată inima îți dorim să ai parte de o zi de neuitat și frumoasă, din plin cu bucurie și surprize minunate. Fie ca anii ce vin să-ți aducă pace, sănătate și împliniri pe măsura sufletului tău minunat. Cu respect și recunoștința toată, surorile și nepoții dragi te-au felicitat. Din partea surorilor Angela și Valentina, cumnatul Nicolae, nepoții Victoria și Radu, Valeria și Andrian și Alexandru și cu aplauze iarăși stimați oaspeți, o felicitări de omageata noastră care este foarte emoționată. Aveți o legătură foarte frumoasă și mă bucur pentru voi că sunteți atât de unite să fiți... Cine e cea mai mare dintre voi? Așa, da, neapărat va fi și melodia, sora mai mare, cu drag am să vă dedic. Și un cuvânt de mulțumire, ele vor vedea, poate sunt și cu noi prezente online, poate le-ați sunat, nu știu. Ce vreți să le transmiteți, doamna Zoie? Ce vreți să le spuneți? Le spun în primul rând, bună seara! Le mulțumesc din suflet, le iubesc foarte mult și surorile, și nepoțica, și nepoțelul, toți îi iubesc. Toți îi iubesc și le mulțumesc din suflet pentru atenție și pentru stima și pentru respectul care mi l-au oferit. Le mulțumesc, nu știu, nu m-am așteptat, dar am știut că ele... Ceva o să urzească, ceva, dacă ele nu pot veni, ceva o să fie. Nu lasă așa ele. Așa nu lasă, da, ele nu lasă. Le mulțumesc și le spun că le iubesc foarte, foarte mult. Foarte mult. Eu am fost cea mai mare și le-am ghidat ca o mamă. Ele sunt recunoscătoare. Le iubesc și le doresc și lor multă, multă sănătate, succes în toate. Și aș dori ca mai des să fim împreună. Dar timpul este așa cum este. Nu putem face nimic. Viața este așa cum este. Fiecare își găsește rostul. Așa a venit timpul și așa este. Nu putem. Noi nu putem face nimic. Așa, vă rog frumos, iar și și acum, dragii mei, nu știu, ați reușit să dansați azi? N-ați reușit. Haideți să vedem unde, aici dansăm. Aici dansăm. Și vă rog, toată lumea, eu nini-o spus o păsărică, ne-o șoptit că aici tare bine dansează lumea la ecrație. Prima dedicație frumoasă.